3. Acum vom arunca de la margine. Iată-l și pe Iosef Adameț, răsuflând destul de greu. Îl așteaptă un meci dificil. N-a fost offside, Adrian Ilie, loc. Nu este nevoie de niciun loc, pentru că după 5 minute și jumătate de joc, România conduce pe stadionul Slovan din Bratislava cu 1-0 și în acest moment a trecut în fruntea grupei a 7-a de calificare la campionatul european de fotbal Belgia-Olanda 2000. Bravo, băieți! Revedem această angajare spre Adrian Ilie. Lângă mine sunt foarte mulți români, foarte multe nume mari din toate domeniile din România, social, politic, simpli iubitori ai fotbalului. În cealaltă parte a tribunei, undeva într-un colț al peluzei, sunt 2-3 mii de români, cred, care se bucură și jubilează la 21 al acestei partide, penalti pentru Slovacia. Revedem această fază. Greu de spus. Acest unghi nu este cel mai favorabil. Centrarea lui Szilard, Nemet, surpriza lui Adameț, care cel puțin deocamdată pare să-și fi făcut efectul. El a reușit să obțină o lovitură de la 11 metri la această fază. Penalti executat de Vladimir Labant. Minutul 22, Stelea în poartă și Labant execută pe centru, puternic, practic imparabil. Slovacia, România, 1-1 din minutul 22, practic de la jumătatea primei reprize. Lucrurile se complică, am tratat cu oarecare ușurință faza de mulțumire a băncii slovacilor. Intervenția lui Varga, încă din prima fază, a fost, după părerea mea, neregulamentară. Și să vedem cine va șuta, Cică Hagi sau Dorinel Muntean. Hagi, balon de via din Zinci, este 2-1 pentru România. Exact când intram în minutul 30 al acestei partide, echipa mai bună, echipa mai experimentată, mai tehnică, per total, mai valoroasă. Cer scuze dacă mă las puțin dus de val, dar aveam nevoie de acest gol. Echipa mai bună, spuneam, reușește să demonstreze acest lucru din nou pe tabela de marcaj. Cu puțin noroc, să recunoaștem, balonul de via de zid poposește cu minte în plasa porții apărate pentru slovaci de Miroslav König, 27 de ani, de depășit cu baloane aeriene, masiva și înalta linie de fund. Poate acum, da! Gol, 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 Ciobotariu! 3 pe tricoul lui Liviu, 3 în dreptul echipei noastre pe tabela de marcaj. Minutul 21 al reprizei secunde. A fost o centrare care a depășit întreaga linie de fund, despre care spuneam că este atât de masivă, și Ciobotariu, venit excepțional din spate, a punctat. O clipă m-am temut că balonul va urma aceeași traiectorie ca în meciul cu Bulgaria de la turneul final Euro 96 din Anglia, când arbitrul ne-a refuzat un gol care se vedea și din satelit. N-a fost însă cazul, mingea s-a dus din nou în poartă. 3-1 pentru România. Și în acest joc pe metru pătrat, și reușind să scoată cu bine pentru ei balonul de acolo. Și acum Viorel Moldovan cu posibilitate de contraatac, n-a fost offside. Venit din spate Adi Ilie, Viorel Moldovan în centru, așteaptă pasa de 4-1 și este 4-1! Minutul 88 al partidei, pe care echipa națională a României în acest moment nu mai încape îndoială, o câștigă. Iată-l și pe Victor Pițurcă zâmbind. Adrian Ilie a venit din spate, a alergat în continuare neobosit, deși este minutul 88, a pasat perfect și Viorel Moldovan a îndeplinit o simplă formalitate. Slovacia, România, 1-4 pe stadionul Slovan din Bratislava și
Să dea Dumnezeu să mergem mai departe, tot așa, pentru că peste doar 4 zile avem un meci extrem de important cu Portugalia la București, pe stadionul Steaua, renovat în vederea acestui eveniment deosebit. Va fi un meci pe care nu trebuie să-l pierdem. Nu este neapărat necesar să-l câștigăm. Filipescu. Pasele continuă să meargă bine și, deși au avut o partidă destul de solicitantă, ai noștri care nu se află acum în offside, să vedem, 5-1! Viorel Moldovan punctează din nou, iar bucuria noastră este acum completă. Pe stadionul Slovan din Bratislava nu se mai aud decât glasurile suporterilor României. Sunt convins că și dumneavoastră acasă instalați comod în fotolii în fața micilor ecrane conectate pe frecvențele televiziunii române. Vă bucurați împreună cu noi, cei foarte mulți prezenți aici pentru a încuraja echipa națională a României. Meciul încă nu